Chiar și pentru o simplă răceală, tot mai mulți români aleg să se trateze singuri, administrându-și antibiotice, fără a conștientiza că își pot face mai mult rău decât bine. În acest sens, Ministerul Sănătății derulează o campanie de informare, nu antibiotice la întâmplare. Scopul acesteia este să promoveze utilizarea adecvată a antibioticelor prin informarea medicilor și a publicului nespecialist privind riscul reprezentat de folosirea excesivă și eronată a acestora. Antibioticele reprezintă probabil cel mai mare progres medical al ultimului secol. În cei 75 de ani de când sunt utilizate, ele au salvat sute de milioane de vieți. Au scurtat durata suferințelor prin infecții și în numeroase alte cazuri au prevenit apariția unor sechele ale infecțiilor. La fel ca în cazul altor medicamente, utilizarea lor poate avea însă și efecte nedorite. Dacă folosim antibiotice eronat sau când nu este nevoie de ele, atunci toate aceste riscuri apar, fără a avea niciun beneficiu din administrarea lor. De aceea ar trebui să recurgem la ele doar când ne sunt de folos, în acele infecții care răspund la tratamentul cu antibiotice. Obișnuiți să consumați antibiotice? Mai rar, mai rar, mai rar. Iau, dar mai rar. Foarte rar. Le procurați dumneavoastră de cuvință sau la recomandarea medicului? Nu, la recomandarea medicului eu. În momentul în care sunteți bolnav, consumați antibiotice? Da, consum. Le luați direct din farmacie? Da, din farmacie. Le luați dumneavoastră ca așa considerați sau la recomandarea medicului? La recomandarea medicului, sigur că da. În momentul în care sunteți bolnav, obișnuiți să consumați antibiotice? Și care e bolnav, care nu consumă. Înainte să luați aceste pastile, consultați un medic? Da. Da, nu, sunt mulțumit, sunt sănătos, nu-s bolnav. Medicii atrag atenția că gripa și răceala sunt două exemple de infecții peste care antibioticele nu ne ajută să trecem. Acestea sunt cauzate de virusuri, nu de bacterii, iar virusurile nu sunt distruse de antibiotic.